Domnule avocat, o întâlnire foarte interesantă la Craiova, o conferință pe zona independenței avocaților. Cum se prezintă lucrurile la sfârșitul acestei conferințe? Care sunt concluziile care se pot trage? Concluziile sunt pozitive, în sensul în care scopul acestei conferințe, din punctul meu de vedere, a fost atins. Predarea, de facto, a ștafetei baroului Dolj în ceea ce privește preluarea conducerii comisiei și asigurarea secretariatului acesteia, dar nu numai sub aspect a acestui transfer de responsabilitate, cât și de îndeplinirea celorlalte scopuri pe care noi, când am preluat comisia, n-am putut să le îndeplinim până la finalul mandatului. Și aici mă refer chiar la acel portal pe care l-a propus domnul decan al barului Dolj, în care să unească în timp real toate problemele barurilor din Estul Europei. Care sunt pârghiile cu care luptă avocații din România pentru consolidarea acestei independențe a profesiei dumneavoastră? Pârghiile, din punctul meu de vedere, trebuie să fie, nu întotdeauna au fost utilizate, luarea de poziție publică, atât în mod individual, cât și la nivel de barouri. Și putem da un exemplu chiar la ultima modificare a legii cu așa zisa superimunitate a avocaților. Baroul Cluj a ieșit chiar și a protestat în stradă. Deci, din punctul meu de vedere, așa ca și concluzie care a fost trasă la această conferință, avem legea, dar dacă nu luptăm pentru a fi respectată, nu, ea nu există a priori. Deci trebuie să luptăm prin luări de poziții publice și prin această unitate pe care a subliniat-o chiar domnul decan al barului Chișinău. Au fost împărtășite experiențe internaționale de la țări unde această protecție a independenței avocaților stă mai bine, până la altele în care lucrurile sunt într-o anumită zonă mai gri sau chiar neagră. Din acest punct de vedere al experiențelor pe care le-ați văzut discutate aici la conferință, cum stă România? Cât de bine este protejată independența avocației? Unde ne situăm? Aparent este o stabilitate și sub aspect legislativ este indiscutabil că avem o reglementare care asigură această independență, însă, așa cum am dat exemplu anterior, ea se bucură de o anumită fragilitate. Însă, raportat la discuțiile ce au avut loc și prezentările speakerilor, din punctul meu de vedere, noi ne situăm cam la mijloc, între cel mai înalt nivel al Germaniei, să zic așa, și ultimul nivel al Serbiei, raportat la atacurile guvernului împotriva independenței profesiei. Deci eu zic că suntem cam la mijloc, dar această luptă trebuie continuată permanent, la orice imixtiune din partea autorităților, oamenilor politici și chiar altor profesii, pentru că, după cum se știe, și celelalte profesii au cam tăiat din activitățile profesiei de avocat și pot să dau exemplu profesia de notar și ultima profesie născută, cea de mediator. Știind că dumneavoastră activați și în interiorul acestei organizații, FBE, vă doresc succes atât pe plan național cât și internațional pentru protejarea independenței colegilor avocați. Vă mulțumesc frumos!